natura ne-a pus la îndemână aluatul din care se plămădește sângele, pâinea și vinul. Toată hrana omului se cuprinde în pâine și în vin. Culesul, pregătirea vinului și coptul pâinii sunt lucrarea mâinilor și osteneala picioarelor pe care se reasămă tot trupul, iar călăuza cea bună sunt ochii. Tot astfel, pofta de mâncare e cea care dă savoare vieții, iar inima lui Dumnezeu tresaltă. Bucurie au ochii care văd ospătarul. Bucurie au ochii care văd bucătarul. Stimați invitați, stimați colegi profesori, dragi elevi concurenți, bună ziua și bine ați venit! Dialogul de început pe care l-ați ascultat îi aparține lui Pantagruel, personajului François Rabelais, și prefigurează cu forță momentul ce deschide această zi de sărbătoare a gustului, a savorii, a aromei, a prezentării elegante și rafinate ce schimbă vieți și luni. Ne întâlnim astăzi, miercuri, 25 ianuarie 2023, la deschiderea competiției World Skills România, calificarea ospătar, vânzător în unități de alimentație și calificarea bucătar, competiție organizată după formatul World Skills Franța, pentru a susține performanța profesională în rândul tinerilor. Competiția oferă oportunitatea ca tinerii să-și descopere aptitudinile, pasiunile și să-și dezvolte abilități, atitudini și cunoștințe, astfel încât să dea contur unei activități profesionale prolifice. Toți partenerii implicați în organizarea competiției și-au asumat realizarea acestui concurs încă din anul 2019, odată cu începerea proiectului ECPVET, Exchange of Good Practices in the Implementation of Vet Competitions. Competiția este finalul unui proces de învățare în care profesorii de specialitate, directorii instituțiilor vet implicate și reprezentanții companiei partenere au participat la stagii de formare și schimb de bune practici în Franța, unde au dobândit competențe în pregătirea și organizarea competițiilor după modelul World Skills. Scopul proiectului este de a consolida capacitatea instituțiilor vet, centre de formare, școli, licee, asociații, de a dezvolta competiții de profesie ca mijloc de promovare a excelenței în formarea profesională și de creșterea atractivității ofertei educaționale. Ziua de astăzi încununează colaborarea exemplară a partenerilor competiției, care au demonstrat că, având obiective comune, pot da forma cea mai fericită unui eveniment unic la nivel național, competiția World Skills România, ediția 1. Astfel, deși nu este prezentă încă cu noi și este extrem de aproape de Slănic, la doar 20 de kilometri, dar imediat ce va veni doamna, o vom prezenta, din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău, va fi prezentă doamna Inspector Școlar Discipline Tehnici, Mihaela Ciuchi, iar ISJ-ul a fost mereu un partener de nădejde în tot ce înseamnă proiecte educaționale la nivelul Colegiului Carpen. Colegiul Neve Carpen Bacău, organizatorul competiției World Skills România 2023, ediția 1, reprezentată de domnul Remus Cazacu, directorul instituției care susține toate inițiativele și proiectele inovatoare ce aduc calitate educației la carpe. Nu este prezent în momentul acesta, dar va ajunge pe durata competiției. Tot de la Colegiul Neve Carpen, doamna Simona Balint, coordonator competiție și coordonator proiecte europene la nivelul Colegiului Neve Carpen. Simona, dacă poți să ne adresezi câteva cuvinte? Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur să ne aflăm în acest context, un context european, și de aceea potrivit să punctăm lucrurile esențiale pentru o competiție la acest nivel și de o asemenea învergură.
Mulțumim tuturor celor prezenți pentru întreaga susținere, pentru întregul parcurs pe care l-a avut această competiție. Astăzi ne aflăm într-un moment crucial, aș spune, momentul în care iese la suprafață o adevărată muncă de culise, să spunem, o adevărată muncă de cercetare. Astfel, mulțumim WorldSkills pentru tot sprijinul, mulțumim experților din Belgia, experților din Franța, care ne-au fost în permanență alături și după modelul cărora încercăm astăzi, pentru prima oară, să construim aici, în stațiunea Slănic Moldova, din Bacău, ceea ce de foarte mulți ani se întâmplă în afară, în străinătate. Așa cum știți, Colegiul Carpen este renumit la nivelul Bacăului pentru toate proiectele pe care le implementează. Noi iubim proiectele, iubim Erasmusul. De ce? Mai ales pentru că, vorbeam și aseară, pentru că ne place să lucrăm în echipă. Și tot ceea ce se întâmplă aici înseamnă că suntem o mare familie, o mare echipă. Ne interesează binele elevilor noștri dincolo de toate și dorim să reușească să dobândească toate competențele necesare care să-i facă capabili și să-i facă eficienți pentru viitor, pentru ceea ce urmează, pentru piața muncii. Mulțumiri deosebite oaspeților pe care avem, invitaților pe care avem din Belgia, experților, pentru dragostea lor pentru această meserie pe care au reușit deja din prima zi să ne transmită și pe care sperăm să vă transmită și dumneavoastră în zilele care urmează, pentru sfaturile și pentru tot ceea ce au reușit să aducă cu ei. Pour pouvoir comprendre, je m'excuse, premièrement j'ai essayé de parler un tout petit peu en roumain pour nos invités. Maintenant, je veux vous expliquer que vous êtes le bienvenu chez nous. Je vous l'ai déjà dit hier, mais aujourd'hui, c'est encore une fois que je fais cette affirmation. Soyez le bienvenu, vous êtes notre appui, vous êtes notre soutien. La première édition de déroulement de cette compétition. C'est notre chance de vous avoir parmi nous. Je vous ai déjà dit hier soir, pour moi, personnellement, c'est la première fois que j'ai à ma droite, à ma gauche, que j'ai près de moi de vrais chefs. Pour moi, c'est un honneur. On vous remercie bien pour tout ce que vous nous avez enseigné pendant cette année et ce que nous avons reçu de vous pendant les compétitions à l'étranger, mais surtout pour votre présence ici. Ça démontre que vous savez faire les choses jusqu'au bout et que si vous avez choisi de nous soutenir, vous le faites jusqu'à la fin. Alors nous espérons que vous vous sentez bien, que vous sentez à votre aise près de nous et que ces jours de compétition seront pour vous une occasion de nous connaître, de connaître les traditions de la Roumanie. Et peut-être, pourquoi pas, revenir à toute occasion quand vous le voulez. Alors, un grand merci de notre part et soit que la compétition soit la meilleure partie. Merci bien. Merci. Echipei din culise care s-au ocupat de organizarea competiției WorldSkills România se alătură doamna profesor Doina Nechitoi, expert, profesor îndrumător, elevi participanți. Doamna Daniela Dimitriu, profesor îndrumător, elevi participanți. Craiu Diana Andreea, organizator de Simona Andreea Șuba, organizator.
însă mulțumirile din adâncul inimii se îndreaptă către gazda noastră de astăzi și nu doar de astăzi, ci pe toată perioada World Skills România, extrem de generoasă, care a asigurat baza materială necesară desfășurării competiției. E vorba despre Alina Șova, administratorul celor trei hoteluri Teleconstrucția, Dobru și Complex Panoramic de la Sfânic Moldova, care a fost sponsorul nostru principal și mulțumim mult! Alături de soțul meu, Bogdan Șova, care nu a putut fi astăzi prezent, administrăm Vila Teleconstrucția, Hotel Dobru și Complex Panoramic. Suntem bucuroși că ne-ați ales să vă fim gazde în această perioadă. Întreaga echipă vă urează bun venit. Din această echipă suntem bucuroși, suntem mândri, să spunem, că fac parte și foști elevi ai Liceului Carpen din Bacău, copii buni, care au venit întâi în practică, au găsit un mediu de lucru potrivit pentru vârsta lor, pozitiv, prietenos, sănătos, cu profesioniști dispuși să învețe meserie. Felicitări organizatorilor, atât echipei din Bacău, cât și echipei din Buzău, care în urma acestei olimpiade vor descoperi tineri talentați care vor deveni elitele din domeniul Horeca. A warm welcome. A warm welcome to all of our guests from Belgium, experts who came all the way here in Slănic Moldova. I hope you will have a great experience here with us. Odată ce locațiile noastre au fost alese pentru desfășurarea competiției World Skills, înseamnă că și noi avem, la un anumit nivel, recunoașterea că oferim servicii de calitate și pentru asta suntem recunoscători. Dorim succes tuturor participanților, fie ca cel mai bun să câștige, fie ca toți să învățăm din această experiență lucruri minunate. Serviciul Buzău, ce a facilitat participarea profesorilor și a elevilor la desfășurarea tuturor activităților competiției din aceste zile, este reprezentat astăzi de mai multe persoane care urmează să ajungă, sunt la fel foarte aproape de Slănic și o să îi numesc în continuare doamna Constanța Marin, profesor îndrumător elev calificarea ospătar, Daniel Negoiță, profesor îndrumător elev calificarea bucătar, Valentina Frone, profesor organizator și Melania Bornavel, profesor organizator WorldSkills România. Fundația WorldSkills România, ce a furnizat toate informațiile necesare și contextul potrivit pentru organizarea, promovarea și desfășurarea proiectului, este reprezentată astăzi de domnul Victor Dumitrache, director programe, iar în sală se află domnul Victor, dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte. Vreau... Cum? Nu e pe alese, nu? Ce vreau să spun e că evenimentul de astăzi, pe de o parte, e finalul unei etape de învățare, unde cei care au învățat sunt, în primul rând, colegii de la Carpen, colegii de la Complexul Panoramic, da, care au participat la mobilitățile din Franța, unde au văzut modelul competițional World Skills. Acest eveniment e, de asemenea, un exemplu de ce poate însemna cooperarea internațională în promovarea învățământului profesional și tehnic și în susținerea excelenței în formarea profesională. De asemenea, acest eveniment sper și cred că este începutul unui
trend la nivel național în învățământul profesional și tehnic, acela prin care meseriile și viitorii meseriași, da, să fie celebrați prin aceste competiții și să fie puși în valoare, pentru că sunteți din ce în ce mai importanți. Ionuț, Dragoș, Bogdan, Martina și ceilalți. Sunteți foarte importanți pentru economia națională. Iar meseria pe care voi o practicați și pe care e foarte important că o practicați cu mare pasiune, va aduce satisfacții profesionale și va aduce bani. Da? E important să vă aducă bani, pentru că dacă vă aduce vouă bani, salarii bune, înseamnă că e are un impact bun și asupra economiei naționale. Nu e un lucru rău ăsta. Da? Să alegi o meserie care să te împlinească personal și profesional, dar care să te și ajute să fii prosper. Da? Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în competiție. La lista partenerilor care au ajutat la bună organizare a competiției World Skills România ediția 1 se alătură Asociația Carpen 2010, unul dintre sponsori ai competiției, reprezentat de președinte doamna Alina Filimon. De mare sprijin ne-a fost și primăria orașului Slănic Moldova, reprezentată astăzi de domnul profesor universitar doctor inginer Marius Stamate, de doamna Luminița Botezatu, secretar, doamna Marcela Sică, secretar general oraș, doamna Oana Ardeleanu, referent impozite și taxe, doamna Ela Moraru, consilier resurse umane, doamna Mihaela Scurtu, consilier achiziții și doamna Ruzica Bacaru, șef birou economic. Domnule Stamate, vă rugăm să ne adresați și dumneavoastră câteva gânduri. Bună ziua! Bine ați venit la Slănic Moldova. Ne bucurăm că ați ales această stațiune ca să fie sediul primei ediții a acestei competiții deosebite și în numele domnului primar Gheorghe Baciu vă urez un călduros bun venit și vă dorim ca să fructificați din plin beneficiile acestei stațiuni, care este o stațiune deosebită, o perlă a Moldovei și a României, dar nu numai o perlă europeană, o stațiune care se dorește o punte de legătură între, să spunem, cultura tradițională românească existentă de o parte și de alta a Prutului, pe de o parte, dar și cultura europeană de calitate. Din partea domnului primar există o dorință deosebită în sensul ca experții care sunt prezenți în această competiție, dacă pot să lanseze o întrecere legată de realizarea unei, să spunem, unui meniu, da? Tradițional pentru Slănic Moldova, în care să se îmbine atât cunoștințele participanților, cât și beneficiile izvoarelor minerale pentru a crește starea de sănătate a cetățenilor și a locuitorilor și turiștilor care vin în Slănic Moldova. Încă o dată, bine ați venit, vă doresc succes în această competiție și sper ca rezultatele care vor fi obținute să genereze o plus valoare care să ducă la noi prietenii, la noi abordări în domeniul pe care dumneavoastră îl practicați. Mult succes! Convinsă că vor dovedi imaginație, creativitate și deschidere la face și n-am acceptat provocări, inclusiv această provocare. Pentru că mi s-a alăturat din partea Inspectoratului Școlar Județean, doamna Inspector Școlar și Cunetehnice Mihaela Cilic, și vă spuneam că ISJ-ul este unul dintre partenerii care mereu a îmbrățișat tot ce înseamnă proiect la Colegiul Carpen și ne-a susținut, o invităm pe doamna inspector să ne împărtășească gândurile dumneai. Bună ziua și scuze pentru întârziere, însă așa este în ziua de astăzi, mai multe sarcini în același timp.
Welcome to Romania, welcome to Bacău country, and our station Slănic Moldova. I'm glad to meet you, and I hope this event will be the best in our country. Dragi copii, pentru voi se adresează acest concurs, stimați colegi, stimați invitați și susținători ai proiectului pe care colegiul Neve Carpen l-a realizat, în premieră pentru județul Bacău, reprezintă pentru noi sectoratul școlar un punct de debut din această perspectivă a colaborării cu WorldSkills Romania, WorldSkills Belgia și alte țări, dacă va fi posibil. Ne bucurăm să fim alături, ne bucurăm să deschidem acest eveniment și sperăm ca abilitățile voastre să se dezvolte și mai mult ca urmare experienței pe care acești minunați maestri o vor revărsa asupra voastră și în același timp mulțumim și Liceului Tehnologic din Buzău că este prezent alături de noi și acest timp de experiență vă rugăm să îl împărtășiți și celorlalți colegi din învățământul profesional și tehnic în domeniul alimentație publică, în așa fel încât să ducem mai departe unele practici. Noi vă dorim succes, suntem mereu alături și chiar dacă nu vom gusta din ceea ce dumneavoastră veți prepara și experimenta aici, cu siguranță că fotografiile și imaginile ne vor încânta. Vă dorim succes și fie ca cel mai bun să câștige. Thank you! Doamna inspector are dreptate, pentru că înainte să savurez cu papelele gustative, întotdeauna mâncăm cu privirea, cu ochiul și sigur vom fi extrem de încântați. Așa este. Din partea, deci partenerii de la WorldSkills Belgia, experți în cele două meserii, ospătar și bucătar, care fac subiectul competiției de astăzi și de la care experții români vor primi feedback. Alain Roussin. Frederic Duro. Jean-Claude Hellier și în ultimul rând Benedict A. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Bénédicte, je représente WorldSkills Belgium. Alors on est vraiment très très heureux d'être là et fiers de voir l'aboutissement de ce projet. Nous saluons partea de Bénédicte, experte de la partea Belgie, de la WorldSkills Belgia. Și salutul călduros vine alături de bucurie de a se afla în mijlocul nostru la această competiție. Alors, c'est un projet qui a commencé il y a un peu plus de deux ans, donc c'est un projet Erasmus. J'ai le plaisir d'avoir, je les remercie encore, nos experts et formateurs belges qui nous ont suivis et qui nous ont suivis dans cette aventure depuis plus de deux ans maintenant. Donc on a accueilli d'abord une délégation de participants roumains en 2021 et on a eu la chance aussi d'échanger avec nos homologues français. Et ici, c'est vraiment l'aboutissement de ce projet qui est la compétition pilote ici à Slănic-Moldova. Așa cum s-a precizat deja astăzi, este un proiect Erasmus, un proiect Erasmus care durează deja de 2 ani de zile și cu această ocazie vrem să mulțumim experților din Belgia pentru efortul pe care l-au depus pe parcursul celor 2 ani de a ne susține și a ne sfătui și a ne face să învățăm cu folos. Am beneficiat
beneficiat în calitate de parteneri în acest proiect de două mobilități în cadrul cărora și cu ajutorul experților WorldSkills din Franța am reușit să ducem această experiență de învățare mai departe și am ajuns iar astăzi la punctul final, să spunem, al acestui proiect și anume organizarea competiției pentru cele două calificări, ospătar, chelner, vânzător în test de alimentație, respectiv bucătar. Et vraiment un tout grand bravo déjà à Simona, à Diana, à l'équipe de WorldSkills Roumania qui a quand même fait un boulot énorme ici de nous accueillir et de pouvoir organiser cette première compétition. Un mare mulțumesc domnilor director Simona Șova și Diana Craiu, un mare mulțumesc reprezentantului WorldSkills Roumania, domnul Victor, pentru primirea călduroasă de aici, pentru zilele frumoase pe care le petrecem împreună. Aussi un immense merci à la ville, Prasen Moldova. On a vraiment été très très bien accueillis depuis qu'on est ici. Mii de mulțumiri și gazdelor noastre primitoare de la Slănic Moldova spun că s-au simțit foarte, foarte bine de când au ajuns aici. Maintenant un petit mot pour les compétiteurs. Voilà, donc je vous souhaite déjà une bonne compétition. Vous allez voir, c'est une expérience unique. Donc déjà un grand bravo d'être ici. Alors nos experts qui sont là aujourd'hui et qui vont observer la compétition ne sont pas du tout là pour vous juger. Donc n'ayez pas peur. Deci, un cuvânt și pentru participanți, pentru că pentru voi se organizează această competiție. Sfatul este să nu aveți niște cum emoții. Șefii care se află aici în față și care, asta dau de la mine, sunt toate cum impresionanți în uniformă, nu sunt aici nici de cum să vă judece sau să vă critice, ci din potrivă să vă dea sfaturi și să vă susțină. Voilà, et donc je vous souhaite une bonne expérience et bon courage pour la compétition. Deci, urări de succes și să dea Domnul să aveți o competiție frumoasă din care să învățați multe lucruri cu sens și cu folos. Mulțumim și cred că acum un ropă de aplauze pentru toți partenerii, aceștia au fost și le mulțumim din inimă pentru tot sprijinul din 2019 încoace, când a început totul. Programul acestei competiții pentru zilele următoare și pentru ziua de astăzi cuprinde următoarele etape. Imediat după festivitatea de deschidere vom vizita împreună cu partenerii noștri primăria din Slănic Moldova și le mulțumim pentru găzduire. Vor continua experții din Belgia cu cei din România, de acum intrați în pâine, cum așa, și cu profesorii la amenajarea spațiului de competiție și se va alcătui, se va împuni ședința tehnică a experților și a membrilor jurului. Iar apoi vom primi competitori, adică pe voi, ușor fără emoții. Deja aleșinat. Iar ziua de joi, 26 ianuarie, va debuta cu primirea competitorilor în spațiul de concurs și cu desfășurarea celor două probe, celor două sesiuni de concurs. Iar la sfârșitul zilei îi vom premia pe cei mai buni, cu siguranță toți veți fi cei mai buni, iar spre final vom avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Belgiei și dorim să primim astfel un feedback de la dânsii în ceea ce privește desfășurarea competiției. Se va încheia această zi, bineînțeles, cu o cină festivă. Da, la care ne vom bucura pentru că, așa cum spuneam, este prima ediție a competiției WorldSkills România. Însă, toate acestea nu ar fi posibile fără foarte bine pregătiții noștri concurenți, pe care îi salutăm de bun venit și aplauze pentru ei ca să ne facem. De la Bacău și de la Buzău, concurenții noștri și-au împachetat bagajele, talentele și speranțele și-au pornit spre noi, spre Slănic Moldova, pentru a ne onora cu cele mai delicioase rețete și pentru a ne pune la dispoziție cele mai rafinate servicii de ospătărie. Așa că,
județul Gazdă, Bacău, Plaiul Străbunarului Ștefan cel Mare și Sfânt și Matca Prânsului Bacovian, cu mândrie îi prezentăm pe Martina Demșa, Dragoș Răuță, colegiul nevecat, Petrișor Bârgăvan, colegiul nevecat, și Ionuț Moisei, de la Colegiul Economic Ion Munca. Din țara Luanei, a celui mai albastru cer din Europa, vechea moșie a fraților buzești, adică din Buzău, vor participa la competiția World Skills România. Doar că, din păcate, nu sunt prezenți încă fizic aici. Vor fi prezenți, dar merită să îi numim și să-i aplaudăm și pe ei. E vorba despre Andreea Dumitrașcu, Mirel Georgel Misăilă, Elena Carmen Dobre și Mihai Valentin Chiașcă, toți de la Liceul Tehnologic Meserii și Servicii, participanți la calificarea bucătar și calificarea ospătar. Elevii participanți în competiție vor fi sprijiniți, ajutați de elevii voluntari. Aceștia sunt din partea colegiului Neve Carpen, Ștefan Turcu, Bogdan Florea, Laura Tărâță, la primire, și Adriana Avram. Trăim pentru a găsi gustul perfect și echilibrat. Trăim pentru a găsi rafinamentul și eleganța serviciilor. Așa par a spune profesorii evaluatori, cei în mâna cărora se află judecata cea bună și dreaptă, la care munca elevilor concurenți va fi inevitabil supusă. Competiția pe meserii încurajează performanța și formează la ele un sentiment de împlinire, mândrie, autorespect. Comunitatea școlară va deveni mai unită prin faptul că realizarea acestui concurs presupune colaborarea membrilor ei. Competiția le oferă elevilor șansa modificării mentalității și a consolidării cunoștințelor. Și acum, dacă toate gândurile bune au fost spuse, înseamnă că ele vor începe să prindă viață chiar de astăzi, chiar de acum. Zilele ce vor urma să vă aducă doar satisfacții și bucurii. Mulțumim și mult succes tuturor! Aceasta a fost deschiderea competiției World Skills România, ediția anterioară. Mulțumim!